Paralel, România trece printr-o situație critică din cauza valului de caniculă. Peste 70% din țară este afectată de secetă. Este anunțul făcut de ministrul mediului Tanțoș Barna în timpul ședinței de guvern de ieri. Datele vin la doar 24 de ore după ce în mai multe zone afectate grav de secetă, autoritățile au impus raționalizarea apei. Sunt locuri în care oamenii nu mai au apă pentru irigații sau pentru animale. Aproximativ 70%, poate un pic peste 70% din România, din suprafața țării, este afectată de secetă pedologică. În funcție de situația microregiunilor, putem vorbi despre secetă pedologică moderată, puternică sau chiar extremă. Și deja sunt multe zone în țară unde autoritățile au impus restricții privind consumul de apă. În ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă a populației, majoritatea zonelor care au probleme, deficiențe și unde s-au implementat câteva măsuri de restricționare se bazează pe puțuri forate, pe sursă de apă care este stabilită și este ridicată la nivelul consumului normal. Autoritățile locale și administratorii acestor sisteme de alimentare cu apă au implementat restricții tocmai pentru a preveni situația de criză. Facem încă o dată, în mod repetat, apel la populație ca în această perioadă să utilizeze apă potabilă strict pentru consumul din gospodărie. La rândul său, premierul Nicolae Ciuc a făcut apel la români să fie mai reținuți în privința consumului de apă. Eu cred că este foarte important ca, dincolo de aceste restricții, să putem să avem o informare corectă a cetățenilor, astfel încât să înțelegem cu toții că este vorba despre fenomene pe care nu le putem controla, iar partea aceasta de consum rațional este o datorie civică a fiecăruia dintre noi, iar de la nivel guvernamental, cât și de la nivelul autorităților locale, avem nevoie să menținem acest dialog cu cetățenii, să menținem oamenii informați pentru a putea înțelege care este situația reală.